Calea Lactee este casa noastră și probabil ai crede că știm majoritatea lucrurilor care se petrec aici, însă ar trebui să ni te alături în timp ce vorbim despre lumina misterioasă din centrul galaxiei care derută mulți oameni de știință. Ce se petrece cu adevărat? După cum probabil deja știți, Universul este plin de obiecte ciudate, entități, planete și stele. Însă, lucrurile învăluite în cel mai mare mister sunt galaxiile în sine, în special cea în care trăim în prezent, cunoscută sub numele de Calea Lactee. Însă, de ce poartă numele unei prăjituri este subiectul unei alte discuții. În orice caz, deseori căutăm lucruri noi din care este formată galaxia în care trăim și ce impact sau efecte pot avea asupra Pământului. Însă, în majoritatea cazurilor, cercetăm spațiul doar pentru a descoperi ceva nou despre galaxia noastră și univers în general. Din acest motiv, oamenii de știință au cercetat profund centrul Căii Lactee, iar spre surprinderea lor au descoperit ceva despre care nu numai că nu au nicio idee ce semnifică, dar nu au nicio idee cum să să o explice. În esență, există o lumină în mijlocul galaxiei noastre și nimeni nu știe cum a ajuns acolo, de ce este acolo, cum a trecut neobservată până acum și cel mai important ce este de fapt. Dacă unii dintre voi sunteți fanii filmelor de genul științifico-fantastic sau jocurilor cu teme spațiale, veți ști că în unele jocuri electronice deja este descrisă o lumină în centrul galaxiei pentru că reprezintă un subiect cool. Mai târziu, dacă cauți imagini aleatorii pe Google, cel mai probabil vei vedea același lucru. Dar aceasta este diferită pentru că este reală și știm că nu este ceva la fel de simplu de explicat ca lumina oferită de o stea strălucitoare. Este un mister neelucidat, unul pe care NASA încearcă să-l rezolve de câteva luni bune. De ce ar trebui să ne pese de o lumină? Știu la ce vă gândiți, de ce ar trebui să ne pese de o lumină apărută aleatoriu în neantul spațiului. Contează cu adevărat ce semnifică această lumină aflată în centrul galaxiei în care locuim? Răspunsul este da, contează și ar trebui să ne intereseze de ce este acolo și de ce nu a fost descoperită până acum. Gândiți-vă puțin, oamenii de știință de la NASA și alte agenții sau programe spațiale au studiat galaxiile de-a lungul deceniilor. În special, ultimele două decenii au fost pline de descoperiri majore făcute cu ajutorul telescoapelor și sateliților. Deci, cum se face că abia acum a fost observată lumina misterioasă? Vou, nu vi se pare ciudat? Dacă această lumină este mai mult decât un stimul care acționează asupra retinei umane, nu mă refer la extraterestri, dar dacă această lumină reprezintă semnalul unui eveniment care are loc în Galaxia Calea Lactee, nu ai dori să afli mai multe despre acest fenomen? Trebuie să-ți amintești totuși că sunt o mulțime de lucruri pe care nu le știm despre spațiu, o mulțime de mistere și teorii care nu au fost dovedite până în prezent. Deci, o asemenea descoperire este extrem de importantă. În plus, dacă se descoperă că sunt extraterestri, cel mai probabil o să trebuiască să fim precauți și foarte atenți, la fel și dacă lumina se dovedește că are legătură cu un eveniment dăunător pentru planeta noastră. În orice caz, ce vreau să spun este că, în timp ce pare a fi un fenomen care are loc la la zeci de mii de ani lumină, depărtare, ar putea fi în cele din urmă ceva care ne poate schimba percepția pe care o avem în prezent despre univers și asta face să merite timpul investit în cercetarea ei. Cum a fost descoperită lumina? Acum că v-am captat atenția și ați înțeles de ce contează atât de mult această lumină misterioasă, haideți să vorbim despre ceva important. Cum am descoperit în primul rând lumina din centrul galaxiei Calea Lactee? Dacă credeți că am privit pur și simplu cerul nopții, iar această lumină puternică a apărut dinspre centrul galaxiei, vă înșelați amarnic. Cerul nopții poate părea un loc destul de gol unde doar stelele strălucesc, însă el este plin cu tot felul de corpuri cerești invizibile de la suprafața Pământului cu ochiul liber. În special, acolo se află un strat gros de praf spațial care ne obstrucționează vizibilitatea chiar și cu ajutorul telescoapelor ultraperformante folosite de cercetători pe Pământ. Din acest motiv a fost construit telescopul spațial Hubble pentru a orbita în jurul Pământului și să analizeze fenomenele care se petrec în galaxia noastră dintr-un alt punct de observație. Un dispozitiv asemănător construit pentru a cerceta Calea Lactee este telescopul spațial Fermi cu raze gamma. Acesta a fost lansat cu scopul de a analiza care sunt efectele radiațiilor de tip gamma din galaxia noastră asupra corpurilor cerești. Radiația gamma are cea mai mare frecvență luminoasă din spectrul electromagnetic, iar acest satelit este capabil să observe și să transmită acele date către oamenii de știință de la NASA. Datorită acestui telescop, cercetătorii au putut observa cu adevărat centrul galaxiei Calea Lactee, care este locul de unde provine acea lumină misterioasă. Nu pot spune sau arăta forma exactă a galaxiei noastre, însă sunt câteva modalități prin care se poate prezice. Asta include și cantitatea de radiații gamma pe care unele părți ale galaxiei noastre ar trebui să le emită. Dar atunci când telescopul Fermi a fost îndreptat către centrul galaxiei, cercetătorii au observat că acolo cantitatea de radiații gamma atinge niveluri nemai întâlnite. De aceea, oamenii de știință se concentrează pe acest mister pentru că nu au nicio idee ce poate cauza o asemenea reacție în centrul galaxiei, însă asta nu înseamnă că nu au nicio teorie legată de acea lumină. Totuși, înainte să explorăm acele teorii, nu ezita să dai un like acestui video și nu uita să te abonezi în cazul în care îți place ceea ce facem. Materia întunecată. Haideți să vorbim despre teoriile oamenilor de știință cu privire la cum și de ce există acea lumină în mijlocul galaxiei. Una dintre cele mai populare și cea care ei vor să fie adevărată, este teoria conform căreia centrul galaxiei este format din materie întunecată. Pentru a înțelege ce este această materie nedetectată până în prezent, pentru că oamenii de știință pot vorbi despre ea zile întregi, o vom prezenta pe scurt. Materia întunecată este o proprietate teoretică a Universului despre care se crede nu numai că există, dar afectează Universul în diferite moduri. Se crede că a luat naștere atunci când a avut loc Big Bang-ul la începutul timpului. În urma procesului de creare a universului a luat naștere această materie invizibilă care se ascunde printre stele. Câteodată aceasta afectează gravitația obiectelor cosmice, în alte cazuri afectează mișcările și traiectoria lucrurilor care călătoresc prin spațiu, cum ar fi asteroizii. Iar unii cercetători au teoretizat că aceasta este una dintre componentele care ajută la expansiunea universului cu o rată continuă, în ciuda faptului că Big Bang-ul a avut loc cu câteva miliarde de ani în urmă. Însă, pentru că materia întunecată este invizibilă, este aproape imposibil de detectat. Avem motive întemeiate să credem că este o entitate reală, dar încă nu o putem detecta. De aceea, una dintre cele mai mari dorințe ale cercetătorilor de la NASA este să demonstreze că materia întunecată și energia întunecată există cu adevărat, motiv pentru care lumina din centrul galaxiei Calea Lactee îi poate duce mai aproape de rezolvarea acestei probleme. De ce ar fi această lumină materie întunecată? Dintr-o perspectivă exterioară, poate părea destul de ciudat ca niște date colectate de la un telescop spațial să-i facă pe cercetător să creadă că lumina misterioasă este materie întunecată, mai ales dacă este invizibilă. Ei bine, acest lucru nu este adevărat, dar sunt și alți factori care trebuie luați în considerare. În primul rând, atunci când ne referim la această lumină, din punct de vedere al radiației gamma, știm și ce nu poate fi. Toate stelele din univers emit un anumit spectru de lumină. Cu toate acestea, când vine vorba despre radiațiile gamma, stelele din universul nostru nu au puterea sau abilitatea de a le produce. Deci, acest lucru înseamnă că în centrul galaxiei noastre nu este o stea sau ceva asemănător. De aici vine întrebarea de unde provin aceste radiații gamma. Cel mai probabil știți din diferite surse că radiațiile gamma pot fi rezultatul unei explozii nucleare sau diferite reacții. Totuși, acesta nu este singurul loc de unde provine acest tip de radiație. Sunt o mulțime de evenimente în spațiu care pot fi cauza acestora. De exemplu, găurile negre pot da naștere radiațiilor gamma, de aceea unii cercetători cred că în centrul fiecarei galaxii se află o gaură neagră uriașă. O explozie stelară, ca în cazul unei supernove, poate emite aceste radiații. Fuziunea și fisiunea nucleară pot fi de asemenea vinovate pentru crearea lor, dar chiar și atunci nivelul luminii emise de această radiație gamma întrece orice așteptări și de aceea unii cred că rezultatul acestor evenimente este materia întunecată. Putem spune că aceste niveluri extreme de radiații gamma sunt datorate naturii violente a materiei întunecate, ceea ce provoacă la rândul său ciocnirea fotonilor din care este compusă radiația în zona respectivă, iar prin urmare se creează mai multe radiații gamma. Totuși, nu toată lumea este de acord cu aceste teorii. Nu este materie întunecată? La fel ca în cazul oricărei teorii, cercetătorii se împart în două tabere, cei care cred și si cei care nu cred în ea. La fel este și si cazul teoriei emiterii luminii și si radiațiilor gamma provocate de materia întunecată. Sunt unii cercetători care pur și si simplu nu sunt de acord cu această afirmație. În principal este vorba despre zona de unde provine lumina ciudată. Această lumină însoțită de radiații este emanată din centrul galaxiei, corect? Ei bine, unul dintre aspectele pe care le-am menționat mai devreme despre materia întunecată este că aceasta constituie 85% din toată materia existentă în universul nemărginit. Deci, asta înseamnă că dacă centrul Căii Lactee este un loc violent datorită materiei negre care cauzează tot felul de probleme, atunci de ce nu se întâmplă același fenomen și în alte locuri din univers? Sau mai bine spus, de ce nu se întâmplă și în alte locuri din galaxia noastră? Cu siguranță este foarte posibil să existe zone asemănătoare cu centrul Căii Lactee, unde materia întunecată se regăsește într-un volum foarte mare, însă acest lucru înseamnă de asemenea că trebuie să mai existe și alte zone de coliziune mai mici de-a lungul galaxiei, dar nu au fost descoperite până în prezent. Deci, dacă materia întunecată se găsește în aproape orice loc din Univers, de ce sunt aceste fenomene atât de centralizate? Răspunsul sincer este că nimeni nu știe cu adevărat, iar prin urmare, unii cercetători nu sunt de acord cu teoria conform căreia materia întunecată este cauza radiațiilor gamma, dar în acest caz ce le provoacă? Teoria pulsarului. Stelele din universul nostru au mai multe stări, de la foarte mici atunci când sunt formate până la transformarea într-o stea supergigantă în timp ce se îndreaptă către sfârșitul vieții. Totuși, sunt câteva exemple care reprezintă o excepție de la regulă care pot fi foarte diferite de restul stelelor. O astfel de situație este atunci când o stea începe colapsul cu sine însăși. Acest eveniment poate provoca alte situații diferite. Una dintre ele este o gaură neagră, o alta este o stea neutronică. În această instanță, steaua respectivă se autodistruge, însă își menține energia în ciuda faptului că devine foarte, foarte mică în comparație cu alte stele. Dacă se va întâmpla acest scenariu, atunci steaua va ajunge să măsoare un diametru de doar 29 de kilometri, însă va avea energia unei stele masive oarecum normale. Un pulsar se naște atunci când o stea neutronică începe să se rotească într-un ritm foarte rapid, cu mult peste viteza de rotație a unei stele normale. Când se întâmplă acest lucru, pulsarul emite radiații pe o gamă largă de niveluri și spectre și da, inclusiv radiații de tip gamma. Deci, astfel s-a născut o nouă teorie, conform căreia centrul galaxiei Calea Lactee cuprinde fie o stea neutronică foarte densă, fie un pulsar care emite un nivel de radiații pe care oamenii nu l-au mai văzut vreodată. Corect sau greșit? Așadar, care dintre aceste teorii este corectă și care este greșită? De asemenea, mai există alte explicații pentru ce se întâmplă cu adevărat în centrul galaxiei noastre, chiar în timp ce vizionați acest videoclip. Încă o dată, răspunsurile cercetătorilor nu sunt foarte clare, de aceea NASA și alte agenții se află într-o cursă în încercarea de a afla ce se întâmplă acolo cu adevărat. Pur și simplu nu știm exact ce se întâmplă în momentul de față în mijlocul propriei galaxii. Este foarte posibil ca în realitate lucrurile să nu se prezinte cum au declarat oamenii de știință, dar dacă ei au dreptate, putem adăuga la portofoliu încă o piesă rezolvată a puzzle-ului galactic. Însă este adevărat că astronomii ar putea greși cu privire la teoriile formate și să se întâmple ceva complet misterios în centrul galaxiei. Luând în considerare că Pământul se află la 25.000 de ani lumină distanță față de centrul galaxiei, suntem destul de norocoși că putem detecta orice. Nu este ca și când ne putem uita acolo și putem observa lucrurile mai bine. Avem nevoie să folosim obiectele și uneltele pe care le avem în prezent pentru a afla adevărul, însă de cele mai multe ori acest lucru durează foarte mult. Misterele Universului Indiferent ce teorie se dovedește a fi corectă sau greșită, este ceva foarte important care trebuie îndepărtat din toată această ecuație. În ciuda tehnologiei avansate pe care o avem la degetul mic, încă trebuie să învățăm mai multe lucruri despre univers în general. În urma a tot ce am vorbit astăzi, cred că este destul de clar că nu știm cum funcționează toate lucrurile nici măcar din galaxia noastră. Avem teorii demonstrate, dar încă există foarte multe minuni pe care să le explorăm în univers. Așadar, adevărata întrebare este, care va fi următorul mister care ne va ieși în cale? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!